minute și 15 secunde. FCSB are 3 jucători care așteaptă această centrare. Minge care ajunge și intră în poartă. Cordea înscrie în prelungiri. Incredibil. Mingea vine perfect pe stângul lui Cordea. Șut în plasa laterală. Jucătorii Craiovei sunt prăbușiți pe gazon. Un gol care pare a fi nedrept. Un final de meci dominat în ultimele 20 de minute, cel puțin, de formația craioveană. Și iată, la acest atac cu formația stelistă, cu formația FCSBistă, pardon, prezentă supranumeric în careul advers, numai puțin de 3, 6, 7 jucători de la FCSB în careu. Și acolo este Cordea care găsește traiectoria ideală. Mingea se duce cu efect lângă bară. Este 3-2 și cred că FCSB semnează o nouă victorie în fața Craiovei.